Pericolul pe care le reprezintă folosirea petardelor și pognitorilor a fost și cauza pentru care obiectele pirotehnice au fost scoase în afara legii. Pentru că se apropie sărbătorile de iarnă și comercianții de petarde încep să-și facă apariția în piețe și bazar, autoritățile lansează un semnal de alarmă cu privire la utilizarea obiectelor pirotehnice. În special, copiii sunt sfătuiți să nu folosească petarde și pognitori interzise de lege. Facem o recomandare tuturor cetățenilor, în special minorilor, de a se feri să utilizeze obiecte pirotehnice gen petarde, pognitori sau obiecte zburătoare luminoase, încât se pot expune a unui risc enorm. Aceste obiecte sunt destinate în special folosire de către persoane specializate și autorizate. Reprezentanții poliției au precizat că persoanele fizice pot cumpăra doar artificii și jerbe luminoase permise de lege. Petardele, pognitorile și obiectele luminoase zburătoare pot fi utilizate doar de societățile comerciale autorizate. Conform legii, persoanele juridice pot deține, folosi, transporta obiectele pirotehnice și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice doar în condițiile prevăzute de lege și prin avizarea de către Inspectoratul Teritorial de Muncă și Inspectoratul Județean de Poliție. Persoanele fizice nu pot deține, comercializa sau folosi decât acele obiecte pirotehnice din clasa 1, cu excepția pognitorilor, obiectelor zburătoare luminoase și petardelor. Celelalte obiecte din categoria a 2, a 3, a 4, a T1 și T2 nu sunt permise deținerii de către persoane fizice. De menționat că utilizarea obiectelor pirotehnice este interzisă în apropierea instalațiilor electrice și de gaz metan, a clădirilor și pe drumurile publice sau în apropierea grupurilor de persoane. Folosirea ilegală a petardelor și pognitorilor este pedepsită cu amendă sau cu dosar penal.